Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Ni no Kuni 2 Wine. Bun, ultima oară când ne-am întâlnit am ajuns în pădurea dubioasă pentru că trebuie să suntem în căutare de resurse pentru a ne putea face acel regat pe care tot îl pomenim atât de la începutul jocului până acum. Și ne tot prostim un pe aici să vedem ce putem găsi, dacă putem încheia vreo alianță ceva cu oamenii ăștia ai copacilor sau ce fie ăștia de aici ca să ne dea și ei ceva materie. Acum să vedem cum facem. Oh, ne batem cu ăștia? Ok, fuck'em. Am nevoie de defense-uri mai bune sau ceva. Mamă, o ciupercă aia, frate. Oh god. Ia de aici, ciupercă! Mamă, mi-a dat 100 damage. Mamă, dă cu valuri de alea. Oh fuck. Dă și mie heal, bă. Nice. Mi-a dat chile. Mamă, câta damage mi-a dat. Mamă, ăștia au ceva level, nu glumă. Oh, fuck. Fuck, care mi-a dat așa mult? Ha! Gata, mă. Nu voi neapărat de niște arme noi pentru Evan. De serios, chiar am nevoie de niște arme, nu-i pentru Evan, că săracul n-are cu ce să se descurce foarte bine. Deci va trebui să mai căutăm prin niște chesturi din alea sau ceva. Oh, văd aici. Ia să vedem, mă. Aștia sunt oamenii pădurilor de care ni s-a vorbit sau? Let me work sau ce fac ăștia aici? Like, she's having some kind of disagreement. Nu e un fel de om maimuță sau ce e ăla? No need for delicious fresh bed, impossible. No regret, I promise. Ah, să încearcă să lucreze aici sau ceva. Excuse me. To be honest, this young fellow says he wants stay to master. Ah, oh, personal chef sau ceva. Poți să te vrea pe tine? Să ia să lucreze aici. King Evan, you're alive! Oh shit, asta ne cunoaște! Da. Oh, deci asta ne știe, stuff. Ok, am prins. Sunt chiar a little desperate. Da, o să ne facem un nou regat, vino și tu acolo, hai și tu. Wonderful, hard like this, ok. Fugi atunci! Your Majesty. Da, mă, du-te. Pleacă odată! Pa! Nu vrea el să plece, mă. Save our bacon, laddie. We will never get them up. Ok, vreau să vorbim cu el. We'll send you not refuse your attitude after that little favor. Through you go now. Ok, deci putem merge către individul ăsta ca să-i cerem ajutor. Ia să vedem ce zice exact aici. În ce prostii ne mai aventurăm noi, oameni buni, aici? Ia să vedem. Oh! Ai un spirituș de ăsta cu un pinguin pe post de emblemă sau ce fa? Who are you? Eh? Hey, this lady, you're waiting to touch up down low the trees for your cart kingdom bigger? Yes? Good luck with that, pal. Pe bune. Next time, instead of sending some snotty wee winch tie dirty word, tell your king to come and ask for himself. I am the king. Oh, I don't think I was born yesterday. No, pe bune. He is, and this is his kingmaker right here. Mai că cât față de la retardat are. Get away with ye. My kings before, it's certain about dignity, you kid.
clasă și chestii. He's a very good king. You're young Evan. Oh shit, acum ne cunoaște, acum știe cine suntem. Poate acum ne ajută? Da. Mamă, dar vorbește ciudat că tot spune taie-ul ăla dubios acolo. Pungacius from... Pungnacius from Goldpaw. Cine e ăla mai exact? The Grand High Roller, the Kazi Silk Boss Man over the neck of the woods. Așa, trebuie să batem pe cineva genul ăsta? King Oak, God Goldpaw, mai say. Oh. Oh, deci să batem pe ăla probabil. Ok, vă că stresează, să avem notices. Hai să mergem după el. Oh, merge după el, gata. Caz închis. Ce cuai de scandal, ha? Eh? Oh, are o propunere pentru el. We need wood, lots of wood. If we get your forest back, we'll give that what we need. Are you joking? I get my forest back, I'll chop down myself. Wow. All right. Ok, it's a deal. Mergem să-l batem. Super, yes! Sper să primim și noi ceva iteme bune pentru asta, pentru că prea murim grav. Am nevoie de iteme grav pentru Evan, adică nu am nimic. Cutlass-urile sunt... Ar trebui să iau itemele de la ăsta. Am să iau itemele de la el. Sunt mai bune, așa că o să le iau. Sorry, mama dude, dar am nevoie. Am nevoie de arme, boys, adică nu pot să trăiesc altfel. Ok, și tu aici poate să găsim noi ceva, nu putem să dăm ceva mai bun. Auto-equip. Am nu știu ce a făcut acolo, a schimbat pe aici. Am ce să-ți dau, am niște d-astea. Uite și pe Tani, fuck, mai vrea și Tani ceva. Noi avem chestii, deci avem tunica asta, ar trebui să ne ajutem de ajuns. Ok, acum avem săbii, avem chestii, ar trebui să ne descurcăm ceva mai bine. Cool. Ok, trebuie să găsim pe gagiul ăsta, trebuie să-l batem pe Goldpaw. Ca să nu luăm pădurea. Așa, hai să ne poate găsim și noi ceva materiale sau AK, ceva iteme. Adică sunt super sărac și mi-au tone de damage. Și mor. Oh shit. Hai că parcă se simte mai bine că dau cu asta. Get the fuck out, boy! Nu-mi coace? Dai! Hai cu turnul ăla, trăițar! Nice! Hai că se descurcă băiatul meu... Băiatul meu Roland, indiferent cu ce armă are. Stai așa. Știi ce mi-a plăcut dacă tot jocul se vedea așa, nu doar partea în care suntem în zone mici de astea așa. Mamă, ce damage le dă. Oh shit. I'm gonna die. Never mind. Am sabia de foc acum, nu știam ce dau așa interesant cu ăsta. Super. Level 16, noi avem level 13, ar trebui totuși să profităm de asta, să facem și noi ceva leveling. Super. Probabil să încep să joc jocul ăsta pe stream pentru a-l putea pune mai ușor pe YouTube. Deci spun doar părțile importante, pentru că încep să cred că vă cam plictisiți grav de el uneori și nu aș vrea să vă plictisiți. Totuși e un joc destul de fain și nu vreau să-l ratați. Dacă probabil să vedem pune lupte importante sau chestii genul ăsta. E așa, hai să batem pe ăștia mari de aici, eh? Hai, boy! Oh my god, stai că iar a început ăla să dea cu o tonă de căcățuri. Na, mă! Stai că trebuie să bag chestia asta. Mor, trăiți, arneamu! Oh, iar s-a bășit grav.
Foc peste foc. Trebuie să meargă perfect. Gata, am distrus-o pe aia mare. Magic. Ok, era un chest aici. Oh, dar Kingmaker-ul meu nu face nimic, avere. Noroc că am arma asta cu foc. Mamă, cât de tare atacă. Oh, oh, I'm dead. Vino să te salvez. Mamă, de ăsta dă 99 damage cu toate aproape. Și abia ia damage. Evan, ești ok? Evan e bine, boys. Fuuu. Nu-mi durează că nici n-am ceva. Stai. Oh, trebuie să vin aici ca să folosesc alea. Ok, improve magical and physical defense. As the... Ah, nu mai avem item de heal. Cred că pot să-l craftez sau ceva. Bun, hai după gold paw ăsta. Să-ți dăm de-o fi bulangiu ăsta de gold paw. Și care-i treaba cu el? După că am început să avem nevoie de multe iteme de healing, though. Ceea ce nu e foarte bine. De că am ratat o grămadă de chestii pe aici. Bani. De-astea. Trebuie să mai cumpăr totuși de healing când nu mai avem ocazia să ne întoarcem în Kingdom. Noi acasă. Ok, să salvăm. Full HP, save story. Pam pam na ta. Gata. Cu și asta. Și încă suntem destul de greu cu levelul. Probabil dacă mai facem și ceva quest-uri o să ne fie mai bine. Nu, nu, înapoi. Înapoi, 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 că nu e bine. Nice. Acum să vedem unde Dumnezeu e ăsta. Cât de departe trebuie să mergem pe gold paw ăsta. Ok, Forest of Nail. Oh shit. Ok, oare... Stai, harta. Cât de departe, ce e încolo. Avem și noi un current location. Trip door map. Noi unde suntem? Hidey Hollow. Forest of Nail. Ah, deci nu avem nimic. Pur și simplu putem să mergem încolo, am înțeles. Ok. Vedem. Oh, fuck off. Ok, să ne batem cu asta. Încerc aici să mă concentrez, dar bine la boys. Ok, a fost ceva acolo. Ia-o pasta, bă, trăițar. Mamă, stai că-i dau foc de-a binele. Deci triunghiul din câte văd e mai mult de AOE, iar pătratul e de solo target. Ceea ce e bine. Ta-na-na-na. Hai că a fost o luptă ok. Atât, luăm și resursele astea. Dacă ar fi să mă plâng de anumite chestii din jocul ăsta, sunt probabil... mi se pare chestia asta, destul de nașpa, nu, că nu mă lasă să mă plimb cum vreau eu sau ceva. Și luptele alea cu armatele, mi se par funny, dar în același timp se par și foarte stupide în același timp. Dar muzica e superbă. Ok, să încerc să colez pe toți bulangiei pe aici. Pentru că este mult mai ok așa pe aici decât să ne dăm bot în bot cu toți. Oh, level 17. Și se pare dacă mai e mai periculos și... Oh, încă un manticor acolo sus. Văd un chest. Probabil pot să cad pe el. Da, cred că pot să cad la el. Oh, nu pot? Ah, oh, shit. Manticora aia putem să o batem? Că putem să o batem, da, să fie asta. Ah, level 18, manticora. Putem să o batem. Hai, manticoro. Ia să-ți dau bătaie. Tudum, 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 tudum. O, oh, biluță de mă face super sen. Hai dacă. Aaaa... Oh, grozav, Evan. Super Saiyajin. Mamă, săraca manticoră, ce blestemat a fost aici. Așa.
Opa. Hai, băieți, cu tunul! Da, bă, uite, îi văd acum și capul de șarpe din spate. Da, cu heal-ul! Oh, fuck. Ok, că bine. Fuck, am nevoie de healing. Nice. Tunu, 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 boys. Am fost făcut praf! Am fost nenorocit. Ok, stai așa. Revive Evan. Gata. Unde Evan? Unde Evan? Evan! Ok, pic de healing. Pe Batu. Fuck, am consolat-o pe cine... Ok, cred că n-am consolat-o pe cine trebuie. Ești afară! Afară! Clear, clear, crystal, boys! Ah, greu! Ok, să ții minte să nu mai o bag cu manticore prea curând, pentru că alea sunt nenorocite. Nu, nici mai avem materiale de alea, adică materiale, resurse de healing și tot așa. No, no, domnule schelet, vezi de treabă, te rog eu frumos. Ah, fuck, mai la e bine asta încoace. O, oh, super! Exact ce am nevoie. Portal. Nice. Oh, văd că l-ai fix aici. Pam pam pam. Pam pam pam. Oh, get the fuck out. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Shit. Tot confund unele butoane și de-aia. Bilă de-aia de healing. Super chesturi. Un topor. Oh, dar nu poate să mai împice iteme pe care să le folosesc și eu zic. Ah, God. Ah, mi-e rău. Mi-e rău, mi-e rău. Stai așa. Oh, dacă aș putea să mă duc la aia să iau chest-ul de acolo, ar fi super. Oare pot? Nu, nu pot. Trebuie să fiu la prima parte. Ok, hai să mergem la asta. Mergem la gargiul ăsta de aici. Gold paw. Ia să vedem, mă, ce în orașul ăsta aici. Poate pot să-mi cumpăr și eu chestii și să vând chestii. Pentru că ce aveau pirații, efectiv, erau un căcat. Oh, ce drăguț arată totul ăsta de aici. Oh, more! Mamă, ce expresie! Ăștia mi-e rău! Dar casino make a fortune for all easy marks flooding, ok. Așa să vedem cu cazinourile și să găsim pe ăla. Așa să întrebăm stânga și în dreapta, probabil. We shall see about it, boys. Ok, luăm fast travel aici. Ceva de save point, nu văd. Vreau neapărat să cumpăr chestii. Vreau să vând și să cumpăr chestii. Deci, exact aici. Uite, exact magazinul pe care eu îl caut. Ăsta e. Ăsta e, boys. Salcă fă, boss. I wanna sell first. Sell. Sort. By rarity. Deci, ăsta clar nu le vreau. Oh, stai că pot să le selectez. Bam, bam. Astea albe nici nu vreau să le văd. Sunt echipate, bine, sell. Yes. Aici iarăși niște stuff-uri cretine. Încă un wand, ok, un wand ăla e și mai slab. Slab, short bow, sell. Iarăși pe aici chestii pe care nu le folosim.
Acum sper să aibă și el lucruri bune, pentru că o să mă apuce crizele dacă nu are el lucruri bune. Ok, nimic, nimic, nimic. Sunt materiale și sunt așa bun. Vreau să cumpăr Wolfram Sword. 60 damage. Oh, damn. Wolfram Spear. Ce mai are pe aici? Asta e un pistol pentru ăsta meu. Sorcerer Scepter 39. Asta are 36 de plus 3 doar. Mamă, dar upgrade-urile pentru mine sunt gigantice. Poți să iau mai multe? Aici Wolfram Sword. Vreau 3 din astea. Jesus. Și să-i dau, să-i dau armele lui ăsta meu. Lui băiatul meu, Roland. O să-i cumpăr lui. Yes, purchase. Take your time. Și vrea acum să... Ah, fuck, voiam să vând acum. Take your time. Sell. Dată ce nu mai folosim astea. De fapt, asta mi-l las, de fapt, să-i dau doar lui Roland. Come back anytime. Bye. Ok, mai e ceva pe aici, deci e zona de resting. Poți să văd pe harta aici, asta e harta aici. Ce ai zona de resting, ai casino și poțiuni. Trebuie să mergi acolo poțiuni și mâncare și chestii, pentru că sigur să de acolo poți să cumpăr poțiuni și tot ce mai ai nevoie. Dar măcar acum avem sabii și noi, adică nu mai suntem săraci. Să cu toate sărăcismele de chestii. Și aici trebuie să fie ăla de poțiuni, nu? Ce vinzi, mă? O, super, rod ăsta, dă-mi așa. Dau mai multe, Sam. Tot Angel Tear-ul nu mă bag prea tare. Nu, mai dăm de astea, mai dăm de astea, mai dăm de astea, Sam. Astea sunt super bune. Ce-ți fac astea? Super spicy, they will leave you man bursting for days. Cures user for a sleep alignment. Ok. Ce mai chestii bune asta. Cancel. Super! Oameni buni, noi cred că o să ne încheiem aici cu acest video. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri în genul acesta, nu uitați să dați like, subscribe, share și comentarii. Noi ne vom auzi cel mai probabil data viitoare. Pa, pa!